Da, așa începe, iată, vizita, a ieșit soarele. Eu m-am pierdut puțin. Acum vă spun de ce. Mi-am cumpărat biletul, dar nu, încă nu am viza. Asta e cum să pui căruța în fața boilor. Da, deci eu plec duminică și o să vedeți unde. Sper că viza o să-mi vină, dar am o problemă. Când mi-au trimis ăștia ca să plătesc viza, a ieșit de genul 9.000 de euro. Deci este o problemă tehnică. Dar să uităm de asta și să vedem. Uitați-vă, soarele! Da, cine a zis că nu este soare în Oslo? Spun eu că este. Înseamnă că eu sunt o norocoasă să văd Oslo și cu soare. Și mergem repede să vedem acest parc foarte celebru aici. Și să vă arăt, sunt monumente aici peste tot și uitați-vă soarele, ce culoare frumoasă dă acestor clădiri, uitați-vă și voi, nemaipomenit de frumos. Deci e o zi pentru plimbare. Îmi imaginez cum este vara, dar apreciem și iarna. Frumoasă este această intrare în parcul celebru, unde vom face o mică plimbare. Da, este superb în acest parc, Vigeland Park. Este una dintre cele mai frumoase atracții din Oslo. Pe tot parcursul anului, lucrările lui Gustav Vigeland, 212 sculpturi în bronz, granit și fier forjat, inclusiv monolitul, sunt expuse în parcul Frogner. Acest parc este un loc excelent pentru o plimbare, vara sau iarna. Auziți copiii pe fundal, uitați acolo, ei se joacă, sunt localnici și aici cred că sunt și turiști și localnici, este foarte frumos. Iar dacă doriți să aflați mai multe despre sculptorul norvegian, se poate de vizitat Muzeul Vigeland. Ciao. What time is changing that? 1:30. 1:30. Yes. It was very nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Wow, ce de deranjante sunt aceste sculpturi. Uitați-vă, pare să fie în toate ipostazele zilei sau vieții. Și da, m-am pierdut aici puțin. Am vorbit cu un australian care a venit și el aici în vizită, a zis că îi place foarte mult. Uitați-vă, vă duc puțin mai departe să vă mai arăt așa câteva secvențe de monumente și australianul mi-a zis să mergi pe acolo, că este un cimitir. Hai să dăm și cimitirul. Iată, am dat și peste astrologie, Gemini, Racul, Leul. Oh, unde este berbecul? A, Taurul și iată și berbecul. Da, sunt eu puțin încăpățânată. Mergând pe aici, văd mai multe pârtii și copii acolo în zare, care se dau cu sania. Dar uitați-vă aici chiar în față, nu știu dacă e atât de ușor de văzut, iată aici. Cred că este o stație de schi. Așa mă gândesc eu, am aflat că sunt foarte multe stații de schi care sunt în vecinătatea capitalei. Iată, am intrat aici în cimitir. Acolo vedeți o doamnă care vinde niște coronițe cu brad și lumânări. Probabil sunt vândute ca oamenii să vină aici să le pună pe morminte, dar poate mă greșesc. În orice caz, iată cum arată un cimitir aici din Oslo. Probabil să fie poate și niște celebrități pe aici. Nu m-am informat, să mă scuzați. Vizita este una spontană. Dar ce culori frumoase! Oh, vedeți că am avut dreptate. Ha, interesant. De înainte de Crăciun, oamenii vin să depună o coroniță și o lumânare. Aici probabil să fi fost o copilă.
Wow! Interesant cimitir. Se merită vizita. Prin toate cimitirile prin care am fost, de lumea întreagă, cred că cele mai interesante au fost cimitirul din Buenos Aires cu mauzolee, cimitirul colorat din Guatemala și cimitirul alb-negru din Guadalupe. Acum, nu știu, memoria mea, în amintirile mele trebuie să mai caut, mai sunt altele, dar și aici este interesant. Ah, și cimitirul cu flori din Hawaii, vă aduceți aminte? Da, alea tot e interesant, era doar câte o floare de aia artificială pusă în loc de piatră, de cruce. Doamnele de aici, pe care le vedeți chiar aici, în spatele meu, am vorbit cu ele, sunt niște doamne drăguțe și blânde. Da, apropo, norvegenii chiar și mai în vârstă vorbesc engleza. Deci am reușit să comunic cu ele, le-am întrebat ceva informații despre acest cimitir. Ele spun că nu știu oameni celebri îngropați pe aici, dar au zis într-adevăr că se pune o lumânare și o croniță de brad sau de mușchi, ați văzut, era și cu o mușchi, pentru a nu uita persoana dragă, dar depinde de familie, cât de apropiată era această familie cu persoana decedată. Și am mai zis să mai fac și de Paște și de Ziua Sfinților, pe 1 noiembrie. Și dacă ieșiți aici spre apă, în dreapta aici, este o peninsulă și acolo sunt mai multe muzee. Îmi pare că este Muzeul Vikingilor, care este închis acum. Cred că este pentru renovări, dar mai este un alt muzeu. Așa că cei doritori, să știți că sunt foarte multe muzee, dar nu sunt gratis. Doar câteva zile pe an sunt aceste muzee, poate să fie gratis. Foarte, foarte frumos! Cred că mi-am găsit sculptura corpului meu. Pentru cei care nu m-au văzut goală, cam așa sunt eu. Tortoșică, fund, coapse, puțin sâni. Gata, am spus tot secretul. Și aici uitați cât de frumos este. O plăcere să... Wow, și acolo ce face bărbatul ăla cu doamna aia? De zice că se luptă. E cam erotic. Și doamna aia cu pletele. Cineva a zis, dar nu puteau să-i îmbrace și pe toți aceștia care stau aici, că toți sunt goi. Interesant, am ajuns aici într-un cartier unde clădirile se joacă cu culorile. Vă las să admirați nuanțele clădirilor și cum sunt construite. Este o alee care merge de la parc spre Palatul Regal. Iată, am ajuns și la Palatul Regal Slottet, care a fost construit în prima jumătate a secolului XIX-lea, care reședință norvegiană a regelui Carol al III-lea, născut în Franța și care a domnit ca rege al Norvegiei și al Suediei. Palatul este reședința oficială a actualului monarh norvegian. Și iată, aici am venit, cum vedeți, este foarte multă lume, ca să vadă schimbarea gărzilor regale, care are loc zilnic la orele 13:30. Și se poate să vă apropiați politicos de un soldat de pază, să faceți poze și chiar să vorbiți. Iar de aici, de la Palatul Regal, se poate demers la vale, vă arăt imediat. Este o arteră principală, cea mai celebră atracție turistică, deoarece aici sunt numeroase hoteluri, cantine, restaurante, târgul de Crăciun și alte atracții turistice mai departe spre în direcția gara centrală, acolo unde sunt trenurile, mai mult pe partea dreaptă, mai mult pe partea apei.
aici. Vom găsi castelul, opera și încă un monument foarte frumos. Mergem acolo și veți vedea. Ce sunt de tineri acești copii? Nu pot să le zic soldați, chiar sunt foarte tineri, nu știu ce vârstă au. Și este acolo altă gardă de schimb. Și uitați-vă, în doar câteva clipe au venit o mulțime de oameni. E o doamnă care vorbește și da, în primul rând văd o femeie, două, trei, patru femei aici și partea aialaltă cel puțin una. Hai să fac o glumă pe seama ținutei. Pălării astea cu floacele alea pe dreapta îi strică tot unghiul de observare din dreapta. Uitați-vă cum se uită domnul, adică soldatul, și trebuie să întoarcă bine capul ca să vadă pe dreapta. Îmi place aici poliția pe cai, iar în partea asta, la altă, poliția cu mașina. Dacă tot mergem pe lângă atracții turistice, aici este Teatrul Național. Mergem acolo unde este piața cea mai celebră, unde au instalat târgul de Crăciun și nu mai spun nimic, vă las să priviți. Mi se pare, dacă nu mă greșesc, că aceasta este Universitatea din Oslo. Domnul și-a făcut castelul de zăpadă, iar aici în spate am mers deja pe lângă Teatrul Național și intrăm să vedem cum este târgul de Crăciun aici în Oslo. Nu e atât de mare ca cel din Strasburg și din Viena, sunt cele mai mari din Europa. Dar ce miros este aici, vai de mine, hamburger. Tacos. Dulciuri. Aici sunt chiar cârnăciori. Uitați-vă tot felul de cârnăciori. Iar aici, ce este aici? Miroase a scorțișoară. Miroase chiar așa a Crăciun. Culori frumoase, multă lume. Suntem în ajunul Crăciunului. Iată, ca să aveți o idee cât costă. De exemplu, ăla din Cașmir, aproape 500, deci 50 de euro. Uitați-vă, tot soiul de... Wow, dar e cam scump!
pește roșu. Și da, și cașcaval. Nu uitați că sunt multe văcuțe. Oh, chiar haideți să încercăm. Sunt multe văcuțe aici în Norvegia. Ah, foarte bun. Ce atracție! Aici ai miroase a pește, a carnăciori. Oare din ce este carnea asta? Nu știu dacă este și carne de ren, dar probabil. O, trebuie să vă arăt numai decât ce am primit eu în dar de la Eudochia. Eudochia, mulțumesc foarte mult pentru așa dar. Am avut și eu așa un pullover. O să vă arăt numai decât. Mergem să facem o poză cu zăpada. Nyheter kontrollkjæringa inne. Se på den lukten da, fra den lukten på strengmåttuppet her. Kom. Ja, se på, se om vi da lagt seg for å sove, datter. Da flytta vært. La oss smake på suppen, hva sier du, troll? Jo, vi må smake på suppen. Ce design interesant are această clădire, care este Parlamentul Norvegiei, Stortinget, unde se află chiar lângă Carl Jones Gate. Uitați-vă, are o cameră circulară și arcade. Interiorul este caracterizat de modele opulente roșii și aurii, influențate de arhitectura franceză și italiană. Foarte frumoasă această arteră. Vedeți acolo, pe fundal, Palatul Regal, Parlamentul Norvegian și iată, mergem mai departe spre o catedrală și castel. Și eu, ca și doamnă de spatele meu, am venit la catedrală, am vrut să intru în catedrală aici. Dar este închis, a zis că de la orele 4 și la orele 4 deja mă întorc la Aurelia. Asta este. Vedem catedrala doar de afară. Uitați-vă cât de frumos este costumul tradițional. Unul dintre ele, pentru că am văzut mai multe variante. Wow, ce culori frumoase! Ce frumusețe aici, în curtea interioară a fortăreții medievale a Kersus. Da, sunt aici castele care coexistă armonios cu noul palat regal și teatru național. Da, într-adevăr, asta este după această mică portiță. Partea alta sunt acelelalte clădiri frumoase. Îmi pierd deja cuvintele. E spre seară și începe să fie din ce în ce mai frig. Așa că eu o să închid telefonul. Da, deoarece cu telefonul este dificil să filmezi când îți îngheață mâinile și chiar și telefonul îngheață, așa că e cam dificil să fac totul și să vă arăt și iese și un vlog prea lung. Nu are rost. Ce priveliște frumoasă cu apusul soarelui și dacă mergeți undeva 700 de metri, aici chiar în față este centrul premiului Nobel. Nu cred că o să mergem, cred că e deja și închis, dar vă las cu această priveliște. Wow, foarte frumos! Da, în Norvegia simbolismul este puternic. Iată, aceasta este o doamnă venind pe timpul războiului
cât de încărcată este. Nu se vede, de fapt, fața doamnei. Poate să fie oricine dintre noi. Și suntem chiar într-o epocă actuală a războiului. Ca să nu, să nu stau doar pe aceste note triste, vă arăt cât de frumos este acest cer. Cer de iarnă. Puțin albastru. Mai mult roz, galben. Eu nu știu dacă vedeți aceeași frumusețe pe care o văd eu. Frumusețea ivernală. Wow, ce frumusețe! Iată, am ajuns și aproape de portul Oslo. Uitați-vă și voi ce priveliște frumoasă avem aici, cu iarăși câteva locații turistice. În fața mea, aici, e așa micuț, nu se vede atât de bine, e Shilajz, e aminte, creat de un arhitect de origine italiană, o doamnă, pe nume Monica. Iar aici, chiar în față, uitați-vă ce capodoperă frumoasă este, Opera Oslo, un adevărat iceberg. Și da, și dacă ne uităm și la celelalte clădiri din spate, veți vedea că sticla predomină foarte mult, dar într-adevăr aici arhitectura este în armonie totală cu natura. Și da, suntem înconjurați de fiorduri, de apă, de mare, de gheață și da, astfel ca un iceberg aceste clădiri stau și se uită spre mare. Wow, ați văzut așa ceva în viața voastră? Spa flotante sunt aici pe apă. Și câtă lume a venit aici. Jump! Nu trebuie să eziți, sare în apă și gata! Și gara centrală este frumoasă. De aici, de fapt, puteți să începeți vizita. Eu termin, voi puteți să începeți aici. Uitați-vă feria Crăciunului. Câteva informații generale despre capitala Norvegiei, Oslo, care este orașul zeilor. Cred că rădăcinile sunt străvechi, încă din 1000. Prin 1300 aveau o populație de aproximativ 3000 de locuitori. Astfel cum am văzut și castelul, care a fost fondat de Hakon al V-lea, asta este un reper important al orașului. Orașul a fost sub controlul vecinilor, anume a Danemarcei și a Suediei, o istorie cu durere și suferință. Multe incendii au fost pe aici, de aia găsim o arhitectură pe atât de modernă, pe cât și de medievală. Depinde de ce au rămas sau ce au putut ei să restaureze. Iubitorii de arhitectură vor găsi această tapiserie eclectică a stilului anume de Oslo de astăzi, de la epoca medievală până la zilele noastre și toate epocile intermediare. Orașul vechi este locul preferat al turiștilor. Treci de la o poartă la un castel, de la port la catedrală, de la catedrală la Parlamentul Norvegian sau la Palatul Regal
și pur și simplu poți să mergi așa, vagabondând de pe o stradă pe alta, de la un monument la altul. Cu mare drag vă invit să veniți în Oslo, fie pe timp de vară, fie pe timp de iarnă. Aha, hai, uite așa mergi. Foarte frumos așa, da. Tot ok, da. Primul satului sunt multe plantații de căpșuni. Da, deci în dreapta noastră. În dreapta noastră, cu chiar mergem pe lângă ele. Și sunt, ei iau lucrători la sezonier, au, dar atâta sunt de gustoasă. Mult mai gustoasă ca în Moldova? Mult mai gustoasă ca în Moldova. Nu știu care e secretul. Adică sunt și mașcate, și dulci. Adică să înțeleg că căpșunilor le place țara Norvegiei. Adică anume, poate depinde, nu știu care ar fi, de ce anume aici sunt atât de frumoase. Că pământul e mai înghețat? Nu știu. Ei le acoperă pe iarnă, adică ele sunt acoperite. Cu paie, nu? Ce? Nu, nici nu-i peliculă, nici nu-i special. Nu-i făcut așa ca o setcă, ca ceva de nou? Nici setcă, n-aș zice că și le descoperă, abia tocmai când primăvara de vreme, când ele deja sunt înflorite. Da, da, wow! Și cât e un kilogram de... Hai zici undeva, 6 euro, cum ar veni în euro, jumătate de kilogram. Asta e euro, jumătate de... Asta e euro scump. 20... Dar poți să fie scump. Nu, 6 euro, adică 12 euro kilogram. A, 12, aha. 12, sezon. Dar la început a fost destul, adică așa la 20 de euro kilogram ajunge. Da, da, da. Destul de scump. Eu primul an venind, m-am gândit că sunt ieftine de pe plantații direct, dacă le cumpere, ne cumpără lumea. Și vecina mă întreabă, ai să vrei căpșuni? Și eu îi spun, da, vreau două lăzi, nu una. Așa ca moldovanul. Mi-aduce vecina, îmi spune, pe două lădiți am achitat 120 de euro. Când mi-a spus prețul, am înghețit, desigur că i-am achitat, le-am plătit, dar am spus că mai mult nu vreau căpșuni. Și-i spun soțul, acum noi trebuie să plantăm acasă căpșuni, să nu mai fim nevoiți ca la sezon să cumpărăm două lădițe de căpșuni. Wow. Și am plantat și deja de câțiva ani aveam căpșuni. Necesitatea noastre, face orice. Da. Cam poveste. Da, frumusețe cu soarele acolo care arde pe cer și aici, wow, copaci ca niște soldați, stau toți drepți, înghețați. Uite, acolo este niște oameni care locuiesc, ai văzut? Casa aia se contopește cu, wow, ce frumusețe. Ce curajoasă doamna asta. Frumos! Noi aici am pescuit atunci, eu nu știu dacă voi vă dați seama că e același loc, cu totul diferit atunci când este... Wow, și cerul senin aici! Pentru că-s copil mic. Dar nu. Ce frumos! Wow! Foarte frumos! Dar eu nu mai simt mâinile. Și asta nu-i nimic, astăzi minus 14, mâine să fie minus 20. Nu mă înțelegi de ce oamenii poartă haine practice, dar nu frumoase. Da, înțeleg. Adică călduroase, da. Și practice. Ce frumoase. Da. Atenți, și cățelul se duce la schi. Dar el a pus schiurile lui pe picioare. Da, el are... Ce interesant. Deci copil. Ah, copilul! Și am zis, eu vreau eu să mă ia cu să... Bebele! Bebele, aici păi da! Aici începând la câteva luniții, pleacă chiar și cu schiatul. Da, dar ce frumusețe! Și uitați-vă aici, soarele a ieșit. Se vede foarte bine muntele. Și a venit mulți la schiat, tot e Crăciunul, oamenii au venit să-și petreacă dar timpul aici. Dar aici nu este că la Crăciun trebuie să stai la masă și să bei și să mănânci. Da. Se distrează fiecare în felul...
Eu sunt o ființă norocoasă, deoarece această familie m-a invitat să petrec Crăciunul cu ei. Și mergem, acum se pregătește întoi carne, așa că vă arăt carne și de seară să aveți niște imagini ilustrative despre cina de Crăciun. Slavic, arată-ne unde este carnea, cum se coace carnea de 2 zile. Au pus-o la marinat câteva zile și... Da? E aici? Wow, 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 ce bunătate aici! Dar cum miroase! Și iată, se aude acolo focul. Mai are? Cum te zici, scoate? Da. Faci pe aici. Deci focul faci pe aici? Pe aici! Acum înțeleg! Și fumul se duce așa și vine aici. Da, căldura, da. Și fumul. Miros a... mâine mă duc într-o țară arabă și o să miros a porc. Cred că nu o să mă primească. Aici pregătim carnița pentru masa de sărbătoare. Avem mâncarea tradițională a norvegienilor, e cărnița de porc, în norvegiană se numește ribe. Este cărniță de cu tot cu costiță. Am marinat-o, a stat 2 zile în sare și piper. Nu-i adăugăm mai mult, absolut nimic. O dăm la rolă, trebuie să tăi undeva 4 ore. Cioricul de deasupra este toată, cred că, crocantă. Trebuie să fie, da, anumit crocantă. De aia cred că așa ați tăiat ca ea, da, să se... Da, e tăiat în pătrățele mici, da, ca, da, ea, da, anumit, da, să reușească să fie crocantă. Dar eu știi ce am să-ți fur? O bucățică de urechi. Da, da, da. Asta amintiri din copilărie. Nu, stai așa ca să stai bine. Nu te duci. O... n-am mai mâncat de astea. Eu mă uit așa să văd ce pot să arăt și eu, ce îmi place mie, uitați-vă. Cât carne mai cartilaginoasă, cât mie îmi place mai mult. Crocant. Este un șef bucătar azerbaijan. Faci pe Instagram și zice super! Așa și eu! Dacă nu credeți că este struguri aici, poamă, păi uitați, vinul este făcut cu poamă din Norvegia! Sănătate vouă și Crăciun fericit! Ce se întâmplă aici? Ce sunt cu cadourile astea? Cadourile astea se duc pentru vecinii noștri. Da. Sunt norvegieni. Mm-hmm. Și, așa este tradiția, obiceiul aici. Obiceiul, da. Foarte frumos. Și am văzut că se pleacă și o bucată de carne. O bucățică de carne acum, da, vreau să servim, că le place. Da, am, da, înțeles că tot ce pregătim noi, tot le place. Da. Wow. Da? Она окружила все на 4 лапки. Покажи, баба, покажи. Crăciun fericit! Sănătate, sănătate! Tras atenția această mâncare și pare să fie din o rețetă italiană, așa? Rețetă italiană, da. Poți spui ce pui? Pește? Pește, ceapă, parmigiană, lapte și mătrujă. Interesant, parmigianul, dacă nu mă gândeam. Și 4 ore în cuptor. Poftă mare! Ce mi-ai făcut să fie, eu cred că-i sec! Da, da! Păi e normal, asta este familie! Și mi-ai făcut video asta. Da, mulțumim! E că așa trebuie în casă să fie gălăgie. Alexandra? Văzut când am mers în cuptor, acum a ieșit din cuptor. Ribă, așa? Rib norvegian. Ribe. Tradițional norvegian. Caviar roșu. Cașcaval, murături, adevărată masă moldovenească.
Crăciun fericit! Locul potrivit. Ești cu mâinile de da, acolo. Da, mâinile pe pune în ligură. Dar oriunde fug copiii? Alexandra! Moș Crăciun a venit! Oh, wow! Wow! Mă tin că bunica e mai groasă decât Alexandra. Cuda, cuda, cuda e bobosă. Atât tibie, спасибо, браво, браво, браво. О, а что это? Это гавы про Александра. Это рисунок ее. А. Садики они нарисовали. Кстати, очень, очень красиво, мне нравится. Они каждый год в садике делают такие подарки, потом они дарят родителям. И там и так и написано про Александра, ты мама у папы. И мы уже второй год открываем от нее подарки. Вау, красиво, действительно. Смотри, как красиво и оригинально. Да, 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 да. Дедушка, смотри, какой красивый подарок от Александра у нас. Смотри, как она рисовала красиво. Александра, у тебя талант, моя хорошая. Пикассо. Да, таких Пикассо у нас штук 200. Но, Пикассо. Правда, на плитке такой нету еще на плитке. Пикассо. Красиво. Она начала таскать дома плитку. Ну, смотри, какая классная чашечка. Спасибо большое. Смотри, как раз парочка. Тут все разные. О, спасибо, дедуля. С удовольствием. Сама честь дорешь. Вроде ты интересен как влогер. Я тоша. Горинцели сын де принес. Экзакт, это ша. Яр я уплек, ши плек. Гичите унде. Aceasta rămâne surpriză deja mai departe. Urmăm să o urmărim pe Natalia. Vă mulțumesc, dragilor, că m-ați primit. Vă mulțumim, dragilor. Mai așteptăm în Norvegia. La vară, hai? La vară. La vară neapărat trebuie să vii, să vezi frumusețea verii. De mult n-am avut așa Crăciun minunat. Uitați-vă ca într-un basm. Aici este, într-adevăr, Norvegia trebuie devenit atât iarna cât și vara. Și dacă veniți la Aurelia și Slavic, cred că e cel mai frumos. Îți mulțumim pentru vizit și suntem mereu bucuroși de oaspeți. Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, cu drag. Iar voi nu uitați un comentariu, un share și vă zic Crăciun fericit, sărbători fericite și un an nou cât mai bun. Și noi vă dorim la mulți ani, sărbători cât mai fericite, noul an, prosperitate, principală sănătate, și ești cât mai mult, așa este. Cu voie bună, la revedere! La revedere!